Liliana Enache vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Zi plină la Parlament, socialdemocrații s-au întâlnit în prima ședință din acest an a Comitetului Executiv ca să-și stabilească prioritățile. Intervenție maraton pentru pompieri care au luptat 10 de ore ca să stingă incendiul izbucnit la o fabrică de condimente de lângă Alba. Norul de fum merge pe culoarul Mărășului, anunță autoritățile. Acestea precizează că oamenii nu sunt în pericol. Și a fost primăvara autentică în februarie, s-au înregistrat și 18 grade Celsius, cu 14 mai mult decât ar fi normal. Ședință tensionată la PSD. După o lună și jumătate de vacanță, liderii socialdemocrați din toată țara și aleșii partidului s-au reunit ca să discute prioritățile viitoarei sesiuni parlamentare. S-au blocat însă la bugetul de stat, un proiect care îi nemulțumește pe mulți dintre primarii formațiunii. Cei mai critici au fost Gabriela Firea și edilul sectorului 3 Robert Negoiță, pentru care unii au cerut chiar excludere. Deși în urmă cu o săptămână, într-o postare pe Facebook, șeful PSD se lăuda că cifrele arată bine la o ședință informală de la care lipsea premierul, deși se stabilea bugetul, astăzi, în fața colegilor, Liviu Dragnea s-a arătat nemulțumit, ca și cum nu ar fi avut nicio legătură cu elaborarea proiectului. E nevoie și de avizul CSAT pentru acest lucru, Mai mult, în fața presei, i-a cerut Vioricăi Dăncilă să mai taie din banii alocați serviciilor secrete în bugetul de stat. Dar, între timp, socialdemocrații au de rezolvat un conflict cu primare din toată țara, inclusiv cu cei ai partidului. Mai mulți edili de orașe mari, printre care Gabriela Firea și Robert Negoiță, se plâng că nu au cum să suporte și cheltuielile sociale, așa cum prevede proiectul de buget, și cer mai mulți bani. Gabriela Firea, unul dintre criticii vehemenți ai lui Liviu Dragnea, îl acuză pe șeful PSD că îi urăște pe bucureșteni. Din moment ce, susține edilul capitalei, în proiectul de buget, Bucureștiul are o alocare cu 25% mai mică. Astăzi, primarul capitalei publica o postare cu titlul „Adevărul va învinge, nu mă dau bătută” și o poză pe care scrie: uneori, trebuie să faci un pas în spate ca să-i salvezi pe alții. Și în ședința partidului au fost tensiuni. Marian Oprișan, șeful Consiliului Județean Vrancea, i-a cerut edilului sectorului 3, Robert Negoiță, să nu mai critique guvernul și a propus, fără succes, excluderea acestuia. Cred că este profund în neregulă să-i punem pe primar să vină, să stea cu mâna întinsă ca niște cerșători pe la ușile unor miniștri. Cum vedeți, sau partid, sau știu și eu, guvern. Consider că este profund ticălos. Sunt colegii dumneavoastră care acuză o ticăloșie, care acuză că primăriile vor intra în faliment. Întotdeauna este loc și dă mai bine. Dragnea le-a promis primarilor o întâlnire miercuri pe tema bugetului, dar discuția ar putea fi tardivă, din moment ce ministrul finanțelor a anunțat că proiectul bugetului va fi aprobat în ședința de guvern programată marți. Eu sper ca oricine lucrează în administrația locală să se concentreze pe promisiunile pe care le-a făcut și pe care oamenii le așteaptă. Și anume să investească, să cheltuie banii pentru dezvoltarea comunităților, nu pe prostii. Cu toate informațiile despre ce s-a întâmplat la Parlament, vine acum colega mea Iulia Petcu. Bună seara, Iulia! Bună seara, Diana, bun găsit tuturor! După o lună și jumătate de concediu, liderii PSD-ului împreună cu parlamentarii s-au reunit astăzi la ședință în Parlament. A fost o perioadă în care Liviu Dragnea a fost absent de pe scena politică, iar astăzi s-a prezentat în ținută casual și ușor iritat de blițurile aparatelor foto și de întrebările ziariștilor. De față cu colegii săi, în interiorul partidului, Liviu Dragnea nu a abordat temele controversate la care așteptăm răspunsuri de mai multă vreme. De pildă, nu s-a vorbit în ședința socialdemocraților despre problema remanierii miniștrilor de la transporturi și administrație, o problemă pe care PSD-ul nu o are rezolvată din luna noiembrie, atunci când a intrat în conflict cu președintele Klaus Iohannis, iar președintele PSD a spus astăzi că mai așteaptă puțin un răspuns de la Klaus Iohannis, în vreme ce premierul a spus că în perioada următoare, săptămâna care vine, o să-l caute, o să-l sune pe Klaus Iohannis pentru a rezolva problema
Olguței Vasilescu și a lui Mircea Drăghiș, cei doi propuși pentru a fi remaniați. De asemenea, în interiorul PSD nu s-a discutat nici despre controversatele ordonanțe de pe temele justiției pe care parlamentarii ar trebui să le adopte, să le voteze în perioada următoare. Aceste ordonanțe ar trebui elaborate de guvern la propunerea ministrului Tudorel Toader, către care Liviu Dragnea a mai transmis astăzi un mesaj spunând că s-a săturat să vorbească despre aceste chimere. De asemenea, Liviu Dragnea s-a ferit să abordeze și problema plecărilor din interiorul PSD, plecări care, cum am văzut, au zdruncinat majoritatea parlamentară de la Camera Deputaților. A spus că majoritatea parlamentară nu se pierde. Așadar, toate aceste teme au fost abordate doar în fața presei. De față cu colegii săi, în schimb, s-a vorbit mult despre legea bugetului de stat. S-a abordat problema primarilor, aceia care au contestat în ultimele zile faptul că guvernul vrea să le taie din buget și că nu își vor putea susține din banii alocați cheltuielile sociale. A spus Liviu Dragnea la sfârșitul discuțiilor că vrea să se încheie acea perioadă neagră în care primăriile nu aveau bani și că își dorește ca acești edili, primarii, să cheltuiască banii așa cum se cuvine, făcând referire și la atacurile Gabrielei Firea. Vom vedea dacă această problemă se va rezolva în perioada următoare. Chiar în această noapte spunea Liviu Dragnea că va sta de vorbă cu ministrul finanțelor Eugen Teodorovi și că va căuta o soluție. Atât deocamdată, la revedere! Îți mulțumim, Iulia. Mergem mai departe. A plouat cu pietre între Reșița și Bocșa. Bucății mari de stâncă au blocat circulația. Ce s-a întâmplat? Aflați în câteva momente. Au fost 30 de ore de iad pentru pompieri din 4 județe după ce focul a mistuit o fabrică de condimente de lângă Alba Iulia. Toți pereții clădirii s-au prăbușit peste materialele inflamabile depozitate acolo și au reaprins focarele unul după altul. La locul dezastrului, astăzi au fost făcute mai multe măsurători care au arătat că oamenii care locuiesc în apropiere nu vor avea de suferit. La mai bine de 24 de ore de la declanșarea incendiului, fabrica încă ardea din loc în loc. Toți pereții clădirii s-au prăbușit. Ne-am alimentat inclusiv cu două motopompe din râul Apoi, aflate în imediată apropierea fabricii de condimente. Pentru că cerul a fost acoperit de fum, reprezentanții Agenției pentru Protecția Mediului Alba au făcut măsurători în mai multe puncte, ca să vadă calitatea aerului. Niciun parametru nu a fost depășit, populația este în siguranță. Depășiri nu au fost detectate la nicio substanță. Evident că monoxidul de carbon în urma degajării fumului este mai ridicat aici. Norul de fum merge pe culoarul Mureșului. Geamuri închise și până se lichidează incendiul, dar văd că și acum de două zile tă fumă. Dezastru, în orice caz, dezastru. Morman de fiare. Morman de fiare ruginite și extraordinar. Pare rău. Peste 250 de muncitori am înțeles că lucra aici. Reprezentanții companiei au transmis printr-un comunicat de presă că nu vor renunța la activitățile de producție din România. Însă până vor reface fabrica, sarcinile de aici vor fi transferate către celelalte sucursale din Europa. În ceea ce privește responsabilitatea față de angajații noștri, vom face toate eforturile necesare pentru a le asigura continuitate, siguranța locului de muncă și perspectiva viitorului. Între timp, anchetatorii adună cât mai multe probe la dosar. Toate elementele relevante vor fi luate în considerare. Imagini, fotografii, declarații ale martorilor, prezența primilor militari pe amplasament. Rezultatul sper să-l aflăm undeva în cursul săptămânii viitoare. Fabrica de condimente avea toate avizele necesare. Un tânăr de 18 ani a murit și alți 4 au fost răniți după ce mașina în care se aflau a izbit o auto utilitară. S-a întâmplat la Sighetul Marmației. Atenție, urmează scene care vă pot afecta emoțional. Vai, de fapt, bă, putem desface la de acolo, mă? Vai de mine și de mine. Autoturismul era condus de un șofer care avea carnet doar de 6 luni. Recent și-a cumpărat mașina și a vrut să își plimbe amicii, doar că a pierdut controlul volanului și a intrat în autoutilitarea parcată pe marginea drumului. Acum tânărul este cercetat pentru ucidere și vătămare corporală din culpă.
Bucătarul din Târgoviște, dispărut de aproape două săptămâni, a fost descoperit fără suflare într-o râpă la limita dintre județele Dâmbovița și Prahova. Bărbatul de 63 de ani ar fi avut un șoc după ce iubita l-a anunțat că vrea să pună capăt relației. Anchetatorii au început cercetările pentru a stabili ce s-a întâmplat cu el. Trupul neînsuflețit a fost găsit în apropiere de mănăstirea Înălțarea Domnului. Zona a fost împânzită de polițiștii criminaliști, iar acum aceștia strâng probe pentru a afla cu exactitate cum și-a pierdut viața bărbatul. Starețul lăcașului de cult spune că figura victimei nu este familiară. Nu v-a cerut ajutorul dumneavoastră? Nu, noi în clipa asta am observat lucrul acesta. Bărbatul, care era bucătar la o pensiune, a fost văzut ultima oară de o colegă. Era cam abătut, cam supărat așa puțin. Da, mi-a spus că vine să cazeze aici, că așteaptă o fată. Asta mi-a spus și apoi zice, hai că merg până la cota 1000 și revin. Și n-a mai venit. Omul era supărat după ce iubita l-a anunțat că îl părăsește. Pentru că nu a reușit să o convingă, i-a scris că își va pune capăt zilelor, potrivit femeii. Aceasta s-a speriat și a alertat poliția. Cadavrul a fost preluat de legiști care vor stabili cum a murit bărbatul. A luat-o pământul la vale în județul Caraș-Severin. Drumul național care leagă Reșița de Bocșa a fost blocat mai multe ore după ce bucăți mari de stâncă au ajuns pe șosea. La fața locului au intervenit cu mai multe utilaje cei de la drumuri, dar și pompierii de la ISS Menic. Deși zona este intens circulată, în momentul alunecării de teren nu era nicio mașină acolo. Și o casă din Oravița a fost afectată de o alunecare de teren. Cel mai probabil, ploile din ultima vreme au dus la producerea acestor fenomene. După zile geroase și mohorâte, un val de aer saharian a dezmorțit atât de tare România, încât ieri, în multe zone din țară, a fost cea mai caldă zi de 2 februarie din ultimii 60 de ani. Și cu siguranță vom avea un record și pentru astăzi. Am avut și cu 14 grade mai mult decât ar fi normal la această dată. Primăvara din februarie va dura până la mijlocul săptămânii viitoare. Îți place ziua asta? Da. E cald în sfârșit, nu? Da. Hai. De ce ai răsuflat așa ușurată? A fost prea mult frig? Mm-hmm. Parcă prea mult, nu? Asta simțim cu toții, iar acest lucru s-a văzut în parcuri. Oamenii au ieșit fericiți la plimbare, mai ales în vestul, centrul și sudul țării, unde s-au înregistrat și 18 grade, ca la mijloc de primăvară. Și bucureștenii au trecut de pe o zi pe alta, de la hainele groase de iarnă la cele subțiri de primăvară. Dar e normal, pentru că astăzi am avut în termometre numai puțin de 13 grade Celsius, în condițiile în care ar fi trebuit să înregistrăm doar 5 la această dată. Și nu doar gecile subțiri au ieșit la lumină, ci și rolele, bicicletele sau trotinetele. Iuhu! A scos soția la plimbare. Puțină mișcare, înainte de masă. Totdeauna e bun. Prima dată pe anul ăsta o plimbare așa în parc sau da, ați mai fost? Da, pe anul ăsta, da. Parcă e o altă energie, o altă... Oh, sunt full of energy. Deja abia acum trebuie să mă apuc să fac ceva. Adică? Da. Nu știu... Să aranjez prin casă, vreau să zugrăvesc. Toate vin după ce ieri am doborât deja recordul pentru cel mai călduros 2 februarie de când se fac măsurătorile. S-a întâmplat tot în vestul, centrul și sudul țării, acolo unde a ajuns masa de aer cald venită din nordul Africii, cu tot cu praful saharian. De mâine începe să se răcorească treptat, iar la mijlocul săptămânii următoare vom reveni la temperaturi potrivite pentru data din calendar. În tot acest timp, pufoși și fericiți că încă iese zăpadă în stațiunea Băile Tușnat, 10 de căței au tras de zor la sanie într-o competiție dedicată lor. Revenim cu dovada imediat. Programul încărcat, stresul adunat peste zi, dar și treburile casnice ne-au transformat în adulți tot mai nervoși și fără răbdare. Iar cel mai rău se vede asta în familiile care au copii. Cei mici, în special de la oraș, suferă că petrec prea puțin timp cu părinții. De altfel, un studiu recent arată că fetele și băieții de la țară simt mai mult nevoia să povestească despre școală, planuri de viitor, sentimente și dorințe. În Câmpina, o dirigintă le-a cerut unor elevi de clasa a 12-a să scrie ce nu au îndrăznit să le spună vreodată părinților. Inițial anonime, textele au fost apoi tipărite într-o carte cu acordul lor. Cea mai mare piatră de pe sufletul meu este cearta voastră, care a durat 4 ani de zile și mi-a omorât toți nervii. Custodie comună, o mare vrăjeală, nimic nu înlocuiește familia. Altceva nu am de zis, căci sufletul meu a rămas julit. Lucian a povestit cu sinceritate cum divorțul părinților sfâșie sufletele copiilor. Mama a plâns, bunica a plâns, tata nu-i cunosc reacția, că e mai introvertit. A-ți întemeia o familie este o decizie foarte importantă.
Potrivit unui studiu demarat de compania americană de cercetare Gallup, doar un copil din 4 stă o zi întreagă din weekend împreună cu ai lui. Mi-e dor să stăm toți în camera voastră, în pat, să râdem. Banii, cred că este cel mai mizer cuvânt existent pe acest pământ. Mereu a fost un motiv de ceartă între noi. Adolescenții mărturisesc că după ce au scris ce aveau pe suflet, s-au simțit mai ușurați. Mi se părea așa că o să vorbesc, dar o să vorbesc degeaba, doar pentru mine. În momentul ăla credeam că e bine, dar acum când am avut oportunitatea să le spun prin carte, nu știu, m-am simțit altfel. Ce nu le-am spus părinților și n-am spus nici în carte au fost problemele mele sociale, să spun. Faptul că am suferit de anxietate. Adulții au plâns când au citit destăinuirile. Cu atât cu părinți plecați în străinătate, eu fiind unul dintre ei, așa, nu ne dăm seama că totuși am pierdut foarte mult și copiii rămân cu golurile astea în viitor. Cum să faci un copil să învețe dacă acasă nu e în regulă? Când nu ești înțeles de celălalt, vergi lacrimi. Și noi asta am dorit, să schimbăm vieți. Să fie mai bine pentru fiecare. Psihologii avertizează că trăim într-un ritm tot mai alert și de multe ori uităm să comunicăm și să ne ascultăm unii pe ceilalți. Copiii au foarte mare nevoie să fie ascultați, să știe că cei din jurul lor, cei mai apropiați lor, consideră că opiniile, interesele, hobby-urile și tot ceea ce se întâmplă cu ei este important, este valoros. Cercetarea Gallup arată că 39% dintre copiii intervievați au răspuns că mama și tata au uitat să se mai joace cu ei. Datele au fost colectate de la peste 1000 de copii români din toate regiunile și clasele sociale. A început numărătoarea inversă pentru Tiberiu Ușeriu. Într-o oră și jumătate, acesta va porni în ultramaratonul Yukon Arctic de la Cercul Polar. Evenimentul este transmis în timp real pe internet și toată suflarea îl susține pe ambițiosul român, care se întrece cu alți 70 de sportivi din întreaga lume. În ultimii ani, nimeni nu a reușit să ducă la bun sfârșit această cursă infernală, care are 700 de kilometri. De la capătul lumii, Tiberiu Ușeriu îi ține la curent pe cei de acasă cu tot ce se întâmplă acolo. Am vorbit cu el ieri, era foarte determinat, era și foarte conștient că are o concurență destul de serioasă, era foarte conștient că îl așteaptă niște zile foarte grele. Mai sălbatic, pe poteci, prin păduri, pe dealuri, dar cred că are un simț al orientării destul de bun și nu o să aibă probleme. Deci crezi că va câștiga? Sunt convins. Asta deși în ultimii ani niciun concurent nu a reușit să ducă până la capăt acest ultramaraton de 700 de kilometri pe un traseu dur, unde temperaturile coboară spre minus 40 de grade Celsius. Anul trecut, doi sportivi s-au pierdut pe drum și au suferit degerături atât de îngrozitoare încât medicii nu au avut de ales și le-au amputat mâinile și picioarele. Toată lumea este emoționată, este totdeauna aproape greu să dormim în următoarele 7-10 zile câte credem că va dura această cursă. Tibi este foarte determinat, organizatorii i-au spus că nu este garantat că cineva va termina această cursă. Mai mult de jumătate din cursele de la Arctic Ultra nu au fost terminate de nimeni. Ambițiosul român vrea să promoveze cu această ocazie proiectul Via Transilvanica, o cale de drumeție de 1000 de kilometri, care va lega 10 județe ale țării. A fost splendid astăzi la poalele muntelui Ceomad, în stațiunea Băile Tușnad. Deși mică, pârtia acoperită de zăpadă a strâns sute de turiști. După plimbările cu șenilata ori intrăturile de schi, cei prezenți au asistat entuziasmați și la o cursă de săni trase de câini. Pe trasee deosebit de frumoase, considerate printre cele mai dificile din țară, zeci de câini nordici din rasele Husky, Malamut și Samoyed s-au întrecut la tradiționala competiție de sprint cu atelaje canine de la Băile Tușnad. Câinii, împărțiți în 6 categorii, au străbătut câte 5, 6 sau 10 kilometri, prin zone care îți taie răsuflarea cu frumusețea lor. Acest bărbat se antrenează din luna octombrie, iar cei 8 câini husky ai lui au avut succes. Sunt bătrână, are 12 ani. Asta a fost liderul până acum. A fost excelent, cu urcări, cu coborâri. Concurenții și stăpânii lor au fost încurajați frenetic de pe margine. Nu am mai văzut niciodată o cursă așa de căței. Nu credeam că se
organizează și în România. Am avut 3 ani în care condițiile meteo nu ne-au lăsat să facem acest eveniment, dar acum am ajuns la ediția 7-a. Startul s-a dat din apropierea pârtiei de schi. E foarte bună zăpadă, nu-i multe lume. Un ski pass pentru o zi costă 65 de lei în cazul adulților și 40 în cazul copiilor. Mi s-a rupt schiul și trebuie să-l mă duc să-l repar. Așa mult ai dat? Da. Am mers cu Sonia cu cai, ne-am dat pe schiuri și apoi o mică întindere în pază după această treabă. Aici turiștii au la dispoziție atât hoteluri cât și pensiuni. Suntem în hotel boutique, fiecare cameră are un alt design. Camera asta e camera de mesteiachen, prețul camerei este 259 de lei. În ultimii ani, stațiunea Băile Tușnad s-a dezvoltat simțitor. Oamenii vin și pentru plimbările cu șenilata sau cu niște sănii uriașe, trase de mașini de teren prin pădure. Tot mai multe castele din țara noastră își recapătă strălucirea cu ajutorul fondurilor europene. Autoritățile locale sau noi proprietari se preocupă și le repară pentru a le introduce în circuitul turistic. Sunt cheltuite sume enorme de ordinul milioanelor de euro pentru ca restaurările făcute de experți să păstreze farmecul vechi al clădirilor. Castelul de la Sâncrai, județul Alba, e situat pe malul Mureșului, nu departe de Aiud. A fost construit în 1805 în stil renascentist. În urmă cu câțiva ani era o ruină, dar a fost reabilitat cu peste 1 milion de euro, bani europeni și de la Consiliul Județean. Arhitecții au păstrat elementele vechi pe care le-au repus în valoare. S-au păstrat elementele originale, acest fier forjat. Aceasta este scara care duce spre spectaculosul tur al castelului din Sâncrai, tot din care probabil baronul proprietar își privea domeniul de vânătoare. Aceste grinzi, de exemplu, au peste 100 de ani vechime, sunt grinzile originale. Castelul a fost pe rând sanatoriu și centru de plasament pentru copii, iar acum găzduiește evenimente culturale și se află în posesia Consiliului Județean. Distrus în proporție de 60-70%. A fost o adevărată provocare pentru a readuce farmecul și frumusețea acestuia. Cu aproape 3 milioane de euro de la Uniunea Europeană ar urma să fie reabilitat și un alt castel impunător din Răscruci, județul Cluj. După începerea lucrărilor, se estimează că acest castel va fi readus la viață în termen de aproximativ 3 ani. Monumentul istoric, cu o arhitectură spectaculoasă, va fi transformat într-un centru cultural și va fi inclus în circuitul turistic al județului Cluj. Lucrările sunt însă întârziate de birocrație. Consiliul Județean Cluj așteaptă de aproape 2 luni o aprobare de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice pentru a putea primi fondurile europene. Este vorba despre un procent de 2% pe care Consiliul Județean trebuie să îl completeze. Suntem blocați de către ANAP, care întârzie enorm de mult termenele. Și castelul Racoții Bornemisa din Gurghiu, județul Mureș, atrage atenția. Datează din secolul XVII și a aparținut unei familii de nobili din Transilvania. I-ar fi plăcut inclusiv prințesei Sisi din Austria, care a realizat parcul castelului. Suma totală a investiției în jur de 3 milioane de euro. Deocamdată castelul rămâne închis, dar după ce va fi restaurat, înăuntru vor fi deschise publicului spații de cazare, un restaurant și un centru pentru evenimente. Au muncit pe brânci și s-au împrumutat la bănci pentru a-și cumpăra apartamentele și casele mult dorite, dar în realitate își văd visurile scufundate în noroi. Peste tot în țară, multe dintre cartierele rezidențiale nu respectă standardele minime de civilizație. Străzile neasfaltate sunt pline de gropi, iar atunci când se topește zăpada sau plouă, este dezastru. Acest cartier rezidențial este situat pe un deal la intrarea în Cluj, însă tabloul este unul dezolant. Locuitorii se plâng că trăiesc ca într-un sat uitat de lume, plin de bălți și de noroaie. Cum ți se pare acolo? Poți să treci? E nămol mare aici, fără cizme de cauciuc. Da. E sezonul ăsta cu nămol. Strada e distrusă. Imaginile arată că e impracticabil efectiv. Se circulă foarte, foarte rău, se strică mașinile. Nu se poate merge pe jos sub nicio formă. Ai noroi până la genunchi, în principiu. Și cu mașina? Nu ai acces. Nu poți merge cu mașina. Primăria a luat recent această stradă în administrare și promite că în primăvară va începe asfaltarea. Situația nu este însă singulară.
Schimbăm păpucii, a doua zi trebuie să mergi cu alții. De aici nu putem trece până acolo, că ne umplăm cu noroiul până aici. Dar vedeți ce găuri s-au făcut. Dezvoltatorul imobiliar care deține această stradă a intrat în faliment și nu răspunde la telefon. L-am găsit în schimb pe reprezentantul Asociației de Proprietari, care susține că și el încearcă să ia legătura cu investitorul. Vrea să-l convingă să cedeze proprietatea primăriei. Drumurile au rămas în proprietatea lui și acesta s-a dizolvat, să zic așa, adică nu a mai funcționat ca și societate. Acționarii acestei societăți sunt două firme din Cipru, offshore-uri, deci efectiv nu există un proprietar de drept. Situația nu e mai fericită nici în acest cartier rezidențial de lângă Timișoara. Se inundă de obicei de fiecare dată când vine o ploaie mai de lungă durată. Mare atenție ca să nu ne rupem mașinile. Dar nu murdăria e importantă, ci piesele care se degradează în impactul cu gropile. De la început și până la finalizare, între 3 și 4 ani de zile. Aceleași necazuri le au și locuitorii dintr-un cartier din Giroc. Dacă ar fi trotuar, ar fi mai ușor. Așa e plin de noroi, plin de mizere. Încercăm să ne descurcăm cum putem. Autoritățile locale susțin că în acest an vor asfalta 32 de străzi. Se construiește în continuare și se distruge absolut tot ceea ce se face. Din păcate, se ajunge în această situație pentru că responsabilii nu mai transformă în realitate toate planurile de pe hârtie, nu au avizele necesare și oricum nu-i controlează nimeni. Sunt tot mai tulburi apele în Venezuela, unde au avut loc două manifestații în oglindă, una în sprijinul președintelui contestat Nicolás Maduro, cealaltă pentru cel care s-a autoproclamat succesorul lui interimar Juan Guaidó. Va continua în stradă, a anunțat Guaidó, care a fost recunoscut de Statele Unite, majoritatea europenilor și latinoamericanilor. Maduro, care are sprijinul Rusiei și Chinei, susține însă că el este singurul președinte legitim. Și a declarat că este de acord cu convocarea alegerilor legislative anticipate, dar nu și cu un scrutin prezidențial. Înaintea protestelor, un general de rang înalt din aviația militară a transmis că este de partea lui Juan Guaidó și a susținut că 90% din forțele armate ale Venezuelei n-ar mai sprijini regimul socialist lui Nicolás Maduro. Încălzirea bruscă a vremii și ploile torențiale au provocat inundații grave în regiuni întinse din Bosnia. Puhaiele alimentate și detopirea zăpezii au condus la ieșirea din matca râurilor, care au năvălit în mai multe localități. De pe străzi, apa s-a revărsat în casele oamenilor. Echipele de intervenție i-au evacuat pe bătrâni și pe bolnavi, dar ceilalți se plâng că apelurile lor disperate au rămas fără răspuns. În Bosnia s-a trecut de la o zi la alta de la ger la 15 grade cu plus. Într-o lume în continuă mișcare, până și cărucioarele de cumpărături sunt de acum inteligente. O companie israeliană a lansat unul care recunoaște imediat produsele din el. Mai mult, le și taxează dacă clientul se hotărăște să le ia și iese cu ele din supermarket. Nestle Ice Cream Light. Schuhfersel Marshmallows. The cart is capable to identify visually within less than a second every product you put in and you take out. Compania care a lansat căruciorul de cumpărături inteligent susține că are o soluție mai ieftină prin comparație cu magazinele fără casier, unde este nevoie de instalarea unor rețele de senzori și camere video. Rămâne totuși un mare semn de întrebare cu privire la protecția datelor cu caracter personal. We know that usually after the vegetable this guy go to the frozen food. So if we want to keep him longer in the store, maybe we will send him the coupon to the drink section, so we sure that after the drinks he will go to the frozen food. Dacă se cunosc preferințele clienților, aceștia pot primi ulterior reclame sau cupoane de reduceri la anumite produse. Și, avertizează criticii, comportamentul consumatorului poate fi astfel influențat. This project may bring great value to people. This may be beneficial to them and they might find it convenient. But still there is the issue of privacy. Also bear in mind that our shopping it makes inferences about ourselves possible. It's possible to assume things about a person from the products that they buy and the type of consumerism that they display. So this potentially may be a lot of sensitive information that needs to be protected.